Zilele trecute, pompierii romașcani au intervenit într-un caz mai puțin obișnuit. Aceștia au fost solicitați pentru a transporta la ambulanță o persoană în vârstă de 89 de ani care suferea de obezitate. Multitudinea de afecțiuni medicale de care bătrânul în cauză suferea îi amenințau viața. Intervenția pompierilor a fost decisivă, neexistând altă soluție pentru transportul persoanelor supraponderale. În data de 21.08.2016, la ora 8.58, a fost anunțat prin 112 despre o persoană supraponderală, a fost solicitat de către echipajul SAJ pentru a sprijini transportul la ambulanța unei persoane supraponderale în municipiul Roman, pe bulevardul Roman Ușat. La fața locului s-a deplasat un echipaj cu auto special și a intervenit pentru transportul unei persoane în vârstă de 89 de ani. Duminică, pompierii au intervenit pentru a lichida un incendiu de apartament la una din clădirile aflate pe strada Dobrogeanu-Gherea. Aici, aceștia au descoperit un televizor care ardea, focul ajungând și la alte piese de mobilier din dormitorul apartamentului. Totul s-a terminat cu bine, neexistând victime omenești, ci doar pagube materiale. În data de 21.08.2016, la ora 8.42, am fost anunțat prin 112 despre un incendiu în municipiul Roman, pe strada Dobrogeanu-Gherea. La fața locului s-a deplasat un echipaj cu autospitalul cu apă și sfumă. Ajuns acolo s-a constatat că la etajul 2 la un apartament ieșea fumă, ardea în dormitorul apartamentului, cablurile electrice și un televizor. În urma incendiului au ars cablurile electrice, un televizor, un birou și alte bunuri. S-au degradat pereții apartamentului, s-a inundat cu fum. Cauza cea mai probabilă a incendiului a fost un scurt circuit electric. Cu această ocazie, pompierii avertizează cetățenii să nu folosească sisteme electrice degradate sau improvizate, iar dacă apartamentele nu sunt locuite pentru perioade mai lungi de câteva zile, aceștia recomandă deconectarea siguranțelor tabloului electric.